Salutare dragilor! V-am promis că vorbim despre fondurile mutuale și de ce le consider eu ca fiind un instrument foarte bun, mai ales pentru cei care sunt la, mai ales pentru cei care sunt la început de, de drum în investiții. E ceva ce eu personal folosesc și în general nu o să mă auziți recomandând lucruri pe care nu le-am făcut personal sau nu le-am testat personal sau de care doar am citit sau am, sau am auzit. În general, încerc să povestesc lucruri din experiența personală. Pentru că aduce, experiența aduce un strat suplimentar de valoare și de realism peste informațiile pe care cu siguranță le puteți găsi și voi singurei prin pe net sau mai știu eu prin ce, prin ce cărți. Deci, am zis că vorbim despre fondurile mutuale. Eu le recomand la cursurile pe care le țin în companii mai ales celor care sunt la început în zona asta de investiții, din diverse motive. Fondurile mutuale sunt doar una din clasele de active în care puteți să vă puneți bănuții voștri ca să înceapă să lucreze pentru voi. Vă salut, bineînțeles! <laughs> Îmi pare rău că am început cu vestea asta proastă. Alex zice că și a făcut bugetul și i-a dat i -a dat cu negru, da, i-a dat cu roșu. Uh, hai să mai lucrăm un pic la el acolo, poate îl ducem pe verde, drag Alex. V vă salut pe toți. Da, Alina, Sebastian, Nicoleta, dragilor Alina, Ramona, Bogdan, uh, Marius, salutare tuturor. Paula, uh, salutare Alex, mai vezi cu bugetul ăla cum faci să-l duci să-l duci pe verde. Uh, hai să revenim la Fondurile mutuale. De la început vreau să stabilim un lucru foarte clar, un disclaimer extrem de important atunci când vorbim despre investiții. Discuțiile noastre din fiecare seară sunt gândite ca un element educațional, nu sunt recomandări de investiții. Asta trebuie să vă spun întotdeauna, pentru că și cu atât mai important când vorbim despre investiții este dacă vreți diferența dintre un educator sau un, un antrenor și un ghid montan. Și în seara asta o să fac o paralelă de genul ăsta pentru că ce vă povestesc eu vă povestesc din propria experiență, din propriul meu punct de vedere, din educația pe care o am în momentul ăsta, din profilul meu psihologic și felul meu personal de a mă uita la economie în general, la investiții în particular preferințele mele personale spre o anumită direcție sau alta, lucrurile cu care eu mă simt confortabil, pe care le înțeleg și pe care încerc să vi le explic și vouă în această seară. Nu înseamnă că trebuie să faceți vreodată așa cum zice Soltanie sau cum zice Ray Dalio sau cum zice Buffett sau cum zice întotdeauna pentru că sunt banii voștri trebuie să faceți așa cum simțiți, cum înțelegeți voi, cum sunteți voi conștient că este mai bine după ce v-ați educat, după ce v-ați informat și așa mai departe. Eu aș compara, aș compara, investițiile cu un maraton. Da? Vă spun eu că din punctul meu de vedere investițiile sunt pe minim 10 ani de zile și din punctul ăsta de vedere îl, îl compar cu un maraton. Mai mult decât atât l-aș compara chiar cu un maraton montan, adică o cursă pe termen lung pe un teren cu ceva suișuri, cu ceva coborâșuri, uneori este mai greu la deal, alteori Uh, e mai ușor drumul la vale, nu-i așa? Uh, și avem un traseu ascendent, un traseu descendent, nu trebuie să ne, uh, să ne panicăm, uneori sunt obstacole, uneori sunt uh, diverse sunete prin pădure așa pe care nu știi cum să le interpretezi ce o fi ăla, o fi un pericol, o fi doar o pasăre, știți cum se aude prin pădure uneori auzi o, o creangă care se rupe și nu știi, te, a venit ursul sau ce s-a întâmplat, Uh, uneori nu prea se vede drumul clar, poate este un pic de ceață sau mai știu eu ce, dar uh, diferența dintre un antrenor și un ghid cam asta este, antrenorul nu aleargă cu tine, dar poate să-ți explice, să te ajute cum să te pregătești, să-ți explice la ce să fii atent, practic să-ți transfere o parte din cât se pricepe și el și din uh, experiența pe care o are, în timp ce un ghid, da, un consultant sau un consilier sau cum vreți voi, eu nu, mă, eu nu mă văd ca un consilier financiar sau ca un consultant financiar. Întotdeauna mă recomand ca fiind un trainer financiar pentru că transmit, încerc să transmit din educația și din experiența și din felul cum văd eu lucrurile. E, ghidul este cel care te ține de mână, care te duce ce? Acum facem la stânga, acum facem la dreapta, acum punem tabăra, ne oprim să mâncăm, acum bem apă. Da? Deci, ăsta este ghidul. Cumpăra aia, vinde aia. Mai stăm un pic, mai acum ne băgăm, da. Asta face ghidul, antrenorul îți explică la ce trebuie să fii atent și te ajută să te să te antrenezi, dar nu aleargă în locul tău. Și apropo, nici ghidul nu aleargă în locul tău și mai trebuie să aveți în vedere un lucru. Trebuie să vă descurcați cu banii voștri chiar și atunci când ghidul nu este lângă voi, pentru că e, cursa, în cursa asta a investițiilor și a finanțelor personale, sunteți voi cu familia voastră și cu mintea, cu emoțiile, cu experiența voastră. Da? Până la urmă, în cursa asta, uh, alergăm mai mult sau mai puțin fiecare. Și pentru că investițiile sunt personale și depind de 100 de factori personali, uh, trebuie să înțelegem că și responsabilitatea și deciziile sunt la fel personale. Un ghid este util, este uh, e bun, dar nu este suficient că nu e cu tine 24 de ore pe zi. Educația, în schimb, este cea care formează abilitatea de a te descurca singură prin, prin pădurea asta uh, a investițiilor. Bun. Personal, eu le folosesc, asta a fost disclaimerul de început, ca să faceți diferența între uh, educația pe zona de investiție și un consultant sau un consilier sau un advisor, sau cum vreți voi să-i spuneți, care vă ia și vă duce de mână și vă spune. Uh, Acum a facem asta, acum a facem asta. Este foarte important ca voi să înțelegeți de ce și nu doar să, să întrebați, da, de ce vrei să facem, de ce trebuie să facem asta. De ce? Și chiar vă recomand să puneți în întrebările din seara asta, dincolo de invitația de fiecare seară de a da un like sau de a da un share la, acest, la un acest, această discuție, puneți acolo comentarii, mă ajuta de fiecare dată când întrebați, da, de ce să facem așa, Adriane? Da? că mă provoacă să vă răspund și odată ce ai înțeles de ce, în momentul ăla e, lucrurile sunt mult mai mai simple și mai liniștite. Eu personal consider fondurile mutuale o, 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 o clasă de active perfectă pentru un investitor aflat la început de drum, cum suntem, 98 99% probabil din dintre români și nu doar între români, la nivel global, vă spun că eu țin cursuri de vreo aproape 5 ani de zile în companii, nu am identificat până acum, le fac profilul de investitor, nu am identificat până acum, nu știu dacă am găsit maxim 10 investitori strategici, nu știu dacă am găsit 10 în câteva mii de oameni cu care m-am întâlnit. Vă uitați la conturile active deschise la Bursa de la București, sunt vreo 6.000 de toate de oameni care tranzacționează măcar o dată pe an, 6.000 la 20 de milioane de oameni, iar investitorii în fonduri mutuale în România sunt vreo 300.000. Iar și 300.000 la uh, hai să luăm 15.000 de adulți, uh, 15 milioane de adulți înseamnă 0, da, e, cam asta este contextul, ca să înțelegeți că uh, nu toată lumea este atât de experimentată, atât de extraordinară, și trebuie să ne cunoaștem limitele, foarte, foarte important. Bun, deci eu recomand fondurile mutuale celor care sunt în primii 3-5 ani de zile la început de investiții. Înainte de a, ne, de a intra în cursul asta a investițiilor, în acest maraton montan, există câțiva, câțiva, câteva etape de pregătire, să zic așa. Pe de o parte vorbim despre pregătirea fizică. O să fac paralela asta cu maratonul montan ca să fie mai ușor de înțeles pentru că de obicei investițiile tind să fie foarte par complicate, matematică, grafice, da? analiză tehnică, analiză fundamentală, fibonacci, nebunii, da? tragem linii pe acolo, pe sus, pe jos și atunci hai să explicăm pentru toată lumea să înțeleagă gândiți-vă la această investiție ca la un maraton montan. Ne pregătim pentru această cursă. Avem nevoie în primul rând de o pregătire fizică, da? Asta înseamnă uh, antrenament, asta înseamnă încălzirea dinaintea cursei și ceva provizii pentru maraton, da? Deci asta este pregătirea fizică a corpului, astfel încât să nu ne rupem picioarele pe pe traseu și să nu facem întindere sau, Doamne ferește, să rămânem pe acolo rupți de sete și de și de foame. După aceea urmează pregătirea educațională. Pregătirea educațională înseamnă să înțelegi cum funcționează concursul, să știi să citești o hartă, să înțelegi semnele din jurul tău, să știi cam pe unde trebuie să o iei, să nu te rătăcești, nu-i așa? Să înțelegi care sunt regulile, cine sunt arbitrii, când poți să intri, când poți să ieși, da? cât te costă să intri, să ieși, să stai în joc și așa mai departe. Asta este pregătirea educațională și asta se poate acumula destul de destul de simplu și mai urmează o pregătire emoțională. Asta e un punct extrem de important pentru, și pentru sportivii de performanță și dacă vă uitați la toți sportivii de performanță o să vedeți că se antrenează fizic foarte mult dar se antrenează și emoțional foarte mult da? ca să aibă un mindset foarte puternic. E, pregătirea emoțională vine din două lucruri. Pe de o parte să-ți înțelegi personalitatea financiară, profilul tău emoțional și pe de altă parte vine din experiență. Da? Faptul că ai trecut prin niște lucruri, înțelegi niște lucruri și în momentul ăla ești mai tăbăcit, să zic așa, ești mai pregătit să, să, te adaptezi la mai multe lucruri pe care le vei întâlni pe traseul tău. Bun, pregătirea fizică. Încercați să nu săriți acești pași pentru că o să vă rătăciți în pădure, o să vă rupeți gâtul și o să vă mănânce ursul. Credeți-mă, în zona de investiții există Hai să nu zi, de obicei li se spun balene, da? Balenele sunt investitorii foarte mari. Sunt investitori uh, instituționali, sunt cei care au, sunt companii foarte mari, fonduri foarte mari, investitori instituționali. Dar mai există și rechini, există și investitorii mai micuți, care și ăștia uh, sunt un pericol, te, te halesc pentru că asta fac, sunt investitori strategici. Deci nu ardeți aceste etape, deși ziceți, băi Adrian, lasă-ne cu vrăjeala, Zine ne unde să băgăm bani? Uh, nu așa funcționează investițiile. Deci, ne pregătim fizic. Pregătirea fizică înseamnă bugetul personal. Uh, intrați la mine pe site, faceți-vă bugetul personal. Nu există investitor pe termen lung de succes care să nu aibă un buget personal, să înțeleagă ce bani intră, ce bani ies și dacă își permite să investească, pentru că există multe situații în care nu-ți permiți să începi să investești. Da? O să vedem imediat ce înseamnă asta. Deci, bugetul personal este harta drumului. Dacă nu ți-ai făcut această hartă, nu ai ce să. Trebuie să înțelegi punctul în care ești și direcția în care mergi și încotro, cum poți să ajungi acolo. După aceea, ne facem niște provizii, da? Fondul de urgență, 1000-2000 de lei cash în casă. Asta este sursa voastră de apă, da? Pe, pe scurtă durată, știi că nu poți să reziști fără apă mai mult de 3 zile. În, sufra, în supraviețuirea montană sau în sălbăticie, este regula lui 3. Adică nu poți să rezici fără aer mai mult de 3 minute, fără apă mai mult de 3 zile, și fără mâncare mai mult de 30 de zile. Da? Cam asta este regula lui 3 în supraviețuire. Știți că eu sunt pasionat de drumeții de supraviețuire și asta. Deci, apa de care, de care ai nevoie la îndemână este fondul de urgență. Pentru micile urgențe ale vieții, cash în casă, într-un plic sigilat, 2000 de lei. Perfect. Mergem mai departe, alte provizii sunt fondul de siguranță. Aici avem mâncarea, aici avem cortul, aici avem, da, lucrurile mai consistente. Uh, între 3 și 6 luni de cheltuieli într-un cont în valută la bancă. Da? fără această provizie, iarăși, nu plecăm la drum, că nu știm ce ne așteaptă pe viitor, peste ce dăm și la ce să ne așteptăm. Bun, după aceea, eliminăm datoriile de consum. Ce sunt datoriile de consum? Sunt o greutate pe care o cărați cu voi, sunt niște bolovani pe care îi cărați în rucsac în acest maraton. Trebuie să-i lăsăm jos ca să fie rucsacul mai ușor. Nu vă apucați de investiții dacă aveți încă datorii pe carduri de credit, pe overdrafturi sau mai știu eu pe unde. De ce? Pentru că este aberant să fii împrumutat cu 12, 14, 20% pe un card de credit și în partea asta la altă să te apuci să faci investiții cu 6, 7, 8%. E ca și când ai luat bani de acolo, da? nu facem așa ceva. Deci, Lăsăm bolovanii jos din spinare ca să ne fie rucsacul mai ușor să alergăm ceva mai repede și uh, un alt lucru legat de pregătirea fizică este consolidarea veniturilor, adică să înțelegem pe câte picioare financiare stăm, astfel încât să nu ajungem în situația să de instabilitate, în care trebuie să-ți vinzi acțiunile sau fondurile mutuale sau lingourile de aur sau tablourile sau imobiliare sau ce vreți voi, să nu-ți le vinzi pentru că ai rămas fără job. Da? Deci, foarte important câte picioare financiare aveți. Asta, dacă vreți, comparați-vă cu un 4x4. Un 4x4 la munte trage mult mai ușor decât un cocostârc într-un picior, și de aceea, dacă vreți tracțiune, și dacă vreți rezistență și spor la drum. Mai multe picioare financiare. Dacă sunteți persoane, dacă sunteți singuri, da, măcar 3 picioare financiare. Dacă sunteți în cuplu, măcar 4 picioare financiare. Asta e pregătirea fizică: bugetul personal, da. harta, fondul de urgență, apa, fondul de siguranță, mâncarea, adăpost și saltea sau izopren sau ce vreți voi. Eliminarea datoriilor de consum, goliți-vă, ruxacul de lucruri neesențiale care vă țin în jos și consolidați-vă veniturile astfel încât să aveți tracțiune, să puteți să aveți spor la drum. Asta a fost pregătirea fizică. Mergem mai departe la pregătirea educațională. Pregătirea educațională începe cu ceea ce se numește IPS, adică Investor Policy Statement. Este un fel de constituție al investitorului, a investitorului da? nu trebuie să aibă 200 de pagini, e suficient să scrieți pe o bucată de hârtie 5 rânduri mari și late, care înseamnă numele tău, vârsta ta, profilul tău de investitor, da? pe care o să-l descoperim imediat, echilibrat, strategic, dinamic sau precaut. Le-am zis de 1000 de ori în live-urile astea, dar uneori am. Deci, pe această IPS scriem ce profil de investitor avem, care sunt obiectivele investiționale, adică ce, pentru ce facem investiția respectivă. Sunt banii de pensie, sunt banii de facultatea copilului, sunt banii pentru o proprietate imobiliară, sunt banii pentru a fi independent financiar la 45 de ani, sunt banii pentru. de ce faceți chestia, ce vreți să faceți cu investiția respectivă care este structura portofoliului. Dacă vă faceți profilul de investitor de la mine de pe site adrian.asoltanie.com o să vă dea profilul de investitor precaut, echilibrat, dinamic sau strategic și vă dă și o recomandare de portofoliu. Cam cât în cash, cam cât în titluri de stat sau în obligațiuni și cam cât în acțiuni. Astfel încât să aveți un portofoliu mai diversificat. Tot așa scrieți acolo asta politica de diversificare un lucru care este important să-l faceți măcar o dată pe an este o rebalansare a creditului pentru că o să vedeți diverse clase de active fluctuează diferit. În creștere economică acțiunile se duc în sus, obligațiunile coboară. E important ca o dată pe an să te uiți la portofoliul tău și să-l rearanjezi un pic. Mai vinzi un pic din acțiuni și mai cumperi puțin din, din uh, obligațiuni astfel încât să-l reașezi un pic să nu devină dezechilibrat cam ce așteptări ai din punct de vedere al randamentului. Da? La cât te aștepți? E important să scrii acolo. Băi, mi-aș dori sau cred eu că pot să scot 7% pe an anual, mediu, pe termen lung. O să am ani când scot 20%, o să am ani când o să fiu pe minus 5%, sau minus 10%, dar ce-mi doresc, așteptarea mea pe următorii 10-20 de ani este un 8% sau un 9%. E important să știi la ce te la ce te raportezi astfel încât să nu te ia valul. În momentul în care, nu știu, apar știri din piață, te panichezi, te exaltezi și așa mai departe. Deci asta este efectiv 5 rânduri pe o coală de hârtie sau pe un fișier în calculator, vi-l salvați acolo. Asta este punctul vostru de reper. Când vreți să faceți o nouă investiție, să intrați în altceva, vă întoarceți la Constituția asta și vedeți ce vreau eu de la... Adică hai să-mi aduc aminte de ce am început să fac chestia asta. Banii pentru Pensie, perfect, vreau 7%, cum stau după un an de zile, Ne avem la ce să ne, să ne raportăm. Da? Punctul numărul 2 este să vă faceți profilul de investitor. Este un chestionar la mine pe site, are o pagină a 4, da? deci nu iarăși nu trebuie să citiți 100 de uh, file, să faceți cine știe ce grafice, vi-l descărcați, vi completați, este în format PDF, o să-l pun în noul... Uh, noul site, o să încerc să-l transform într-o variantă de completată în site și o să vă dea recomandările mult mai simplu, mult mai ușor, dar descălcați le de acolo și vă faceți profilul, veți înțelege de care sunteți. Sunteți investitor precaut, sunteți strategic, dinamic sau, dinamic sau echilibrat și în funcție de acest profil de investitor, de aici încolo vom pleca mai departe să ne alegem fondurile mutuale în care urmează să, să investim. Fondurile mutuale, pentru a fi ușor de înțeles și de citit, vin la pachet cu ceea ce se numește KID, adică Key Investor Information Document. Da? Sau le veți găsi pe site-urile băncilor, informații cheie pentru investitori. Da? Este un document care are două pagini, da? arată fix, arată fix așa, mare lucru, da? am scos sigla fondului respectiv ca să nu facem reclamă nimănui și ce veți găsi pe acest, este o reglementare europeană care obligă fondurile mutuale să nu pună pe site-uri, veți găsi acolo și PDF-uri cu 200 de pagini, dar Informațiile esențiale, ușor de înțeles și de citit, le veți găsi pe toate în acest document, care se numește Informații cheie pentru investitori. Și veți găsi acolo numele fondului, cine este administratorul, care este politica de investiții, cu alte cuvinte, în ce bagă bani fondul respectiv. Da? Un fond mutual, ce este practic, este ca un fond de pensii, adică strânge bani de la multă lume și îi administrează într-un mod profesionist mai departe decât un administrator de fond. Asta este ce face un fond mutual. Mie mi-ar fi foarte greu să mă apuc eu să mă diversific în atât de multe companii sau în atât de multe piețe sau uh, uh, variante de uh, acțiuni sau de obligațiuni și atunci pot să apelez la un fond mutual care strânge bani de la sute sau mii sau zeci de mii de investitori și îi administrează profesionist. Deci, numele, care este politica, în ce bagă bani, și acolo o să vedeți. Acesta este un fond de obligațiuni. Acesta este un fond care investește în acțiuni. Acesta este un fond mixt care investește atât procent în obligațiuni, atât procent în acțiuni. Sau acesta este un fond monetar care investește în, în zona de valute. Da? Cine este administratorul? Care sunt obiectivele? Da? o să vă spun acolo și un benchmark, adică acest fond încearcă să depăsa atingă și să depășească indicele BET sau cum e cazul acestui fond Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency. Da? Sau încearcă, acest fond încearcă să depășească S&P 500, acest fond încearcă să depășească dax sau mai știu eu ce, punct puncte de reper ca să știi. După aceea spune care este profilul de risc al fondului respectiv. Și este o clasificare pe 7 pași, de la 1 cel mai puțin riscant, titluri de stat și o grămadă de cash, până la 7 fond mutual foarte riscant, investește preponderent în acțiuni, da, pe anumite nișe, deci fonduri mutuale foarte riscante. Și el o să ți spună, acest fond de exemplu pe care l-am ales eu este la 3. Este un fond uh, Precaut, echilibrat, să zic așa, da, în zona asta, pentru că el spune că investește, în primul rând, este un fond de bonduri, un fond de obligațiuni, investește în instrumente de creanță, adică titluri de stat și obligațiuni emise de guvernul României sau de, sau obligațiuni corporative emise de anumite companii. Pe partea cealaltă o să vedeți comisioanele, comisionul de uh, subscriere cât, care este procentul, cât e comisionul ca să intri în fondul respectiv. Da, marea majoritate a fondurilor din ce am văzut, deși acolo scrie, o să vedeți, 1%, 2, 3, 5% da, comision de subscriere, marea majoritate a fondurilor din ce am mai observat eu s-au dus spre 0%. Tocmai în ideea de a deschide porțile mai multor investitori și să nu se împiedice omul de un 1%, 2%, 3% comision de subscriere. Deci ce vedeți acolo sunt comisioanele maxime pe care le poate solicita fondul. După aceea, o să vedeți un comision de administrare da? care se aplică anual din valoarea activului pe care l-aveți investit acolo. Mai aveți un comision de retragere, da? iar aici politica de obicei este dacă îți ții banii mai mult de 36 de luni, mai mult de 3 ani de zile, comisionul de obicei este 0. În aceeași idee de a încuraja oamenii să nu intre și să iasă foarte des și foarte repede. Investițiile se fac pe și toate fondurile o să vedeți că recomandă măcar 3 ani de zile să rămâneți în ele. Mai aveți un comision de transfer dacă vreți să vă mutați între fonduri ale acelui așa administrator. În general administratorii de fonduri au între 10, 20, 30 de fonduri deschise și aveți opțiunea asta de a vinde anumite, anumite bucăți de unități de fond într-unul din fonduri și să vă mutați în alte parte, să vă împrăștiați în alte zone. Uh, veți mai găsi tot pe formularul ăsta uh, evoluția fondului în ultima perioadă, da, în ultimii 5 ani sau de la înființare sau în funcție de cum, uh, uh, cum oferă ei informațiile și iarăși mai scrie acolo cine este autoritatea care supervizează, care a uh, care a autorizat fondul respectiv. Poate să fie o autoritate românească, poate să fie una internațională, una străină din țara respectivă a fondului respectiv. Deci, ce aveți de făcut este profilul de investitor și de citit o pagină, față, două pagini, da? deci o hârtie față verso, care vă spune ce face fondul ăla, în ce investește, cam care e randamentul obținut până acum, care sunt costurile și așa mai departe. Bun, odată ce le-ați făcut pe asta, Începem să căutăm și eu vă recomandam să începeți cu banca cu care lucrați deja. În România majoritatea băncilor mari au divizie de asset management. Și BCR-ul are, raiffeisen Banca Transilvania, ing OTP Bank, sper că n-am ratat pe cineva, s putea și garantii să aibă. Deci marea majoritate a băncilor mari au divizie de asset management și fie... Administrează propriile fonduri mutuale, fie vând fonduri ale administrate de altcineva. Funcționează ca și agenți de marketing, de vânzare, rețea de distribuție pentru fondurile administrate de uh, alți manageri de fond. Mergem, vă recomand să începeți cu banca cu care lucrați deja, pentru că o să ajungem la următoarea etapă, să vedem cum ne pregătim emoțional și o să căutăm acele fonduri care se potrivesc profilului nostru de investitor. Dacă știu că sunt investitor echilibrat, de exemplu, v-ați făcut profilul și ați descoperit că sunteți investitor echilibrat. Asta înseamnă că portofoliu, recomandarea de portofoliu înseamnă 10% cash, 40% obligațiuni, 50% acțiuni. Asta înseamnă că vom căuta pe de o parte, portofoliul arată 10% din banii de investiții, atenție, da? Banii de investiții îi ținem în cash. Vom căuta unul sau două fonduri de obligațiuni în care vom pune 40% din portofoliul nostru și 1 sau două fonduri de acțiuni în care vom pune 50% din portofoliul nostru. Începem căutarea și discuția cu banca cu care lucrăm deja, vedem dacă are fonduri mutuale în primul rând, facem o listă cu ele și vedem. Denumirea fondului o să vă spună uh, cât de dinamice sunt, în ce investesc, în ce valută investesc, o să vă povestesc imediat. Și uh, le alegem pe acelea care au ceva istoric în spate, care au randamente interesante, da, bune pe termen lung și uh, când vă uitați la randamentul unui fond mutual, întotdeauna luați în calcul și ciclul economic Corespunzător datelor respective. De ce? Poate că veți vedea fonduri mutuale nou înființate, au apărut anul trecut sau acum 2 ani. Păi, dacă este un fond care s-a înființat în decembrie 2018 și uh, analizez evoluția în 2019, are un randament probabil absolut incredibil, pentru că a fost o perioadă foarte bună. A fost o prăbușire în 2018, da? și după aceea, un an de zile a fost veselie și toată lumea a crescut. Deci, când analizăm Evoluția unui fond, încercăm să ne ducem să ne uităm la fondurile cu un istoric cât mai mare, deși se spune că istoricul nu garantează întotdeauna ce o să se întâmplă în viitor, dar poate să-ți dea o părere, vis-a-vis -vis de cât de iscusit a fost managerul de fond în perioada respectivă. Dar trebuie să înțelegem dacă a fost o perioadă de creștere în care toată lumea a crescut și atunci este. E greu de evaluat dacă, este, dacă a fost managerul bun sau l-a ajutat piața și <coughs> e important să înțelegem, pe de o parte, ciclul economic, evoluția și câțiva, măcar să, să avem un, un pic de idee vis-a-vis -vis de uh, piață în general. și Ce înseamnă asta? Vă spuneam de ciclul economic, vă spuneam de PIB, da? cam, cum, cam cum variază, adică să știți cam pe unde suntem, da? suntem într-o perioadă de scădere, suntem într-o perioadă de creștere, ce am ce urmează de acum încolo, da, am fost o bulă, am, a avut o corecție, șomajul, să înțelegem, astea sunt date macro, sunt date uh, fundamentale. PIB-ul, șomajul, sunt lucruri care spun multe despre fundamentele economiei. Când șomajul este mare, uh, nu e așa, nu are cum să fie absolut extraordinar, decât dacă ești în America și lucrurile o iau complet razna, și pe măsură ce oamenii sunt din ce în ce mai mulți șomeri, bursa crește din ce în ce mai mult, pe termen lung lucrurile astea se corectează, adică e o chestie absolut temporară. Inflația iarăși, ne uităm un pic și de aia am povestit în trecut să înțelegem cât este inflația. 2%, 1%, a fost mai mare, O să poat se poate să fie mai mare de acum încolo. Dobânda de referință, da, ce înseamnă asta? Dobânda stabilită de Banca Națională care acum este la 1,75%. Fluctuația valutară, ca să vedem dacă leu este o monedă stabilă sau uh, nu, din fericire, Doamne ajută, este, și uh, în felul ăla înțelegem ciclul economic. Asta este pregătirea educațională. Înțelegem, ne facem lecțiile, cu alte cuvinte, citim profilul de investitor, citim acest uh, document cu informații cheie pentru investitori și în momentul ăla suntem, înțelegem mai bine despre ce este vorba. Iar a treia pregătire, a treia pregătire extrem de importantă pentru orice investitor este pregătirea emoțională, da? Pregătirea emoțională v-am zis eu că eu are o combinație de personalitate, cum te comporți tu în mod normal vis-a-vis -vis de necunoscut, de risc, de mai știu eu ce vești proaste, bune care vin în jurul tău, da? Cum, cum te simți tu, cum reacționezi și a, Partea de experiență. Eu de aceea v-am recomandat să începeți cu banca cu care lucrați deja, dacă fondurile ei au niște randamente corecte, să zic așa, da? pentru că dacă le vedeți că în perioada de creștere randamentele lor au fost negative sau foarte slabe, da? deci dacă ai un fond mutual pe acțiuni care în perioada de creștere economică a scos 2%, te duci te culci, da? sau dacă are. Uh, de a zic să înțelegeți contextul. Uh, și începem cu banca cu care lucrăm deja, pentru că primul pas în controlul emoțiilor este încrederea. Da? Și vreau să am încredere, la început, e important să ai încredere în administratorul fondului. V-aș putea povesti sau găsiți pe internet o mulțime de recomandări de platforme online, de broker prin state sau prin Irlanda sau mai știu eu pe unde, dar oamenilor le vine foarte greu să facă pa primul pas alături de o platformă într o țară străină undeva pe internet, nu știu dacă se închide mâine platforma, aplicația, nu merge telefonul. Primii pași de obicei te ajută mai mult să îi faci alături de o instituție pe care o cunoști, o vizitezi la 3 zile, ai aplicația, îți ții salariul acolo, îți ții economiile și nu e mare lucru ca ușor ușor din contul ăla de economii. Apropo, în România sunt 50 de miliarde, sunt niște sume absolut incredibile în depozite bancare, absolut incredibile, sunt bani care stau degeaba cu 0,1% 1, 1 și ceva când de fapt ar putea să treacă nu deodată toți da? și în niciun caz toți, dar ușor, ușor ai putea să iei din contul ăla de economii o anumită sumă lunară să o transfer și să începi să îți echilibrezi astea două zone. Deci începeți cu banca cu care lucrați deja, Știți unde este sediu, o știți pe doamna de la ghișeu. Cu alte cuvinte, aveți ceva mai multă încredere și sunteți mai liniștiți. Băi, stai un pic așa, că este banca numărul 2 sau 3 sau 1 din sistemul românesc, adică este supravegheată de ASF. Este, da, hai să înțelegem un pic cu cine ne asociem la, pas, la primii pași. Avem nevoie de cineva solid alături de, de noi, da? Dar vă spuneam, dacă are fonduri neperformante, pur și simplu deși economia a crescut, fondurile lui au, are, fondurile au performanțe foarte proaste pe termen lung, dar deci nu ne uităm de la săptămâna asta sau săptămâna asta toate fondurile au fost pe creștere, așa cum în martie toate fondurile s-au prăbușit, că toată piața s-a prăbușit cu 25-30%. Deci nu, nu gândiți la, la, la mici, la scară mică. Întotdeauna banii se gândesc la nivel de 12 luni și când vorbim de investiții 10-12 ani încolo dacă banca ta nu are aceste fonduri performante sau comisioanele sunt uriașe sau mai știu eu ce, mergeți și căutați într-o altă instituție mare care să fie alături de voi la început de drum. Începem cu sume mici pe care să le alimentăm constant. Da? Asta înseamnă vă fixați o sumă de bani pe care probabil că ați fi cheltuit-o într-un weekend sau într-o seară la un restaurant, 2-300 de lei, 100 de lei, da? O fixați o sumă constant, bă de bani, ăștia mă pot lipsi fără nu nu rămân copiii nemâncați, nu rămâne chiria neplătită sau gazele neplătite. Da, pur și simplu sunt uh, bani extra pe care poate i-ați și economisit tăind din anumite chestii, deci în loc să se fi risipit pe uh, mai știu eu ce alte prostioare, abonamente și alte chestii, îi băgați în zona asta. Începem cu sume mici pe care le alimentăm constant. Acest proces se numește... Dollar Cost Averaging sau investiție pic cu pic. V-am mai arătat eu lucrul ăsta, cât de important este să investești în mod constant pe termen lung. O să vă arăt un exemplu. Pentru că atunci când ești investitor, prietenul tău cel mai bun este timpul și dobânda compusă. Iată cum arată o investiție pe termen lung cu bani de covrigi sau de pufuleți. Vorbim de o investiție de 30 de euro pe lună, Asta înseamnă 1 euro pe zi, timp de 40 de ani, cu un randament de 8% media anual. O să întrebați, băi, dar cine dă 8%? O să vă dau imediat niște exemple. Și iată cum, în 40 de ani, practic de la 25 la 65 de ani, până te-ai pensionat, cu bani de covrigi, tu ai contribuit cu 14.000 de euro iar în portofoliul tău s-au adunat 104.000 de euro. Da? Deci 14.000 sunt contribuția ta, 96.000, 90.000 sunt dobândă compusă. Asta înseamnă să te folosești de timp, de răbdare și de un activ care îți poate aduce un randament interesant. A, să nu uit, randamentele pe care le vedeți în aplicații sau pe site-urile prezentate de fondurile mutuale, de cele mai multe ori, dacă nu de fiecare dată, sunt randamente nete după ce și-au luat ei comisioanele. Da? Pentru că o să intrăm și în discuția asta legată de comisioane. Deci, randamentele pe care le anunță fondurile mutuale sunt nete ale investitorului după ce și-au tras ei uh, comisioanele respective. Care va să zic că începem cu sume mici, constante. Strategia Dollar Cost Averaging, uh, care înseamnă. Poate mai țineți minte acest desen care va arăta cât de important este să fii în piață tot timpul, mai ales să nu renunți la investițiile tale în perioadele de scădere, pentru că exact astea ți aduc creșterea cea mai mare. Dacă nu te panichezi, dacă nu te forțează vreo datorie sau cărămizile alea pe care le duci în spate, dacă nu te forțează să abandonezi și să părăsești cursa sau, Doamne ferește, să cazi în prăpastie, și iarăși un lucru extrem de important pentru un investitor este, vă rog călduros, căutați să automatizați procesul de investiție. Da? Adică puneți-l pe automat, stabiliți o sumă de bani și asta este un alt avantaj al băncilor mari, poți să automatizezi, adică să stabilești din start, asta fac eu, asta fac și copiii mei, asta face și soția mea, în ziua de salariu, suma pe care am stabilit-o, 100-200 de lei, se duce automat în fondul mutual și la revedere. Mi-aș dori foarte mult ca și anumiți broker să uh, se uite un pic la această, uh, la această, strategie, la această soluție de plăți automate, pentru că de foarte multe ori investitorul îi sește disciplina. Și dacă lași investitorul să decidă el în fiecare lună, și să hotărască câți bani bagă, unde bagă, da? La, în, așa? De foarte multe ori o să zică uh, luna asta nu, că am o botez, hai că luna viitoare. Luna viitoare ce uh, luna asta nu știu, hai că e criză, poate mai punem niște bani deoparte, da? Deci nu investim nici acum. E, secretul investițiilor este constanța, este disciplina și atunci... Puțină lume are această disciplină, eu cu siguranță nu am, mă ajută enorm de mult să automatizez procesul ăsta. Să-l pun, îl setez, banii au plecat, s-au dus și la revedere. Da? Bun. Deci, automatizați procesul și în felul ăla se mai întâmplă un lucru bun pentru investitorul pe termen lung. Nu urmărește, și la vă recomand și vouă călduros, nu stați cu ochii în fondul mutual zi de zi, da? ca să vedeți, a mai crescut, a mai scăzut, a mai crescut, a mai scăzut. Asta este dovada că nu vă controlați emoțiile. Da? Deci dacă nu sunteți în stare să vă uitați la fondul vostru mutual o dată la o lună sau la trei luni sau la șase luni, înseamnă ori nu vă controlați emoțiile, ori habar n-aveți în ce ați investit și nu știți în ce direcție o să o ia dacă înțelegeți în ce ați investit, da? că sunt titluri de stat emise de guvernul țării respective, nu are rost să te uiți în fiecare zi la el, că nu se întâmplă nimic miraculos, nu o să crească ca bitcoin nici nu o să se prăbușească ca forex sau mai știu eu ce. Da? Deci, dacă ai înțeles, liniște, Buffett are o vorbă care mie îmi place foarte mult. Investițiile trebuie să fie plictisitoare, viața trebuie să fie interesantă, da? deci nu investițiile trebuie să fie pe adrenalină. Poate unul dintre voi vă plac, dar pentru marea parte a oamenilor nu ajută absolut deloc să stai să-ți urmărești fondul mutual în fiecare zi. O altă recomandare este nu investiți bani de care știți sigur că urmează să aveți nevoie în următorul 1, 2 sau 3 ani. De ce? Presiunea faptului că o să-ți trebuiască banii ăia vine și pune o presiune emoțională foarte mare. Bă, uh, hai să-i bag aici, dar uh, trebuie să văd cum fac că peste 2 ani de zile uh, trebuie să fie bine. Și în momentul la presiunea asta te împinge să faci prostii. Deci dacă aveți bani de avans de casă, bani de nunta fetei, banii pentru mai știu eu ce <coughs> obiectiv, trimiți copilul la facultate, știi că e în clasa 11, peste 2 ani de zile îți trebuie bani să îl trimiți la o facultate, nu investești banii aia pentru că s-ar putea să te trăjești în aia 2 ani de zile că vine vreun, vreo pandemie și nu mai trimiți copilul la facultate sau nu-ți mai ei uh, casă. Nu investim bănuții de care știm că nu avem nevoie în următorii uh, 2-3 ani. Bun, de ce? Pentru că asta ne duce la a doua greșeală de care trebuie să se ferească un investitor și anume scopul investițiilor tale este să vinzi când vrea mușchiul tău. Asta e un lucru extrem de important. Întotdeauna lăsați-vă această opțiune de a nu fi presat de datorii de a fi protejat de neprevăzute prin fondul de urgență, fondul de siguranță, astfel încât să vinzi fondul mutual, acțiunea, lingoul de aur, tabloul, garsoniera, să le vinzi când vrei tu, nu când te forțează altcineva și te înghesuie nevoia, să zic așa, sau presiunea din altă parte. Automatizați procesul ăsta, încă o dată vă zic, este extrem de important, nici nu o să vă dați seama cum se adună bănuții, pentru zona educațională o să vă pun două linkuri aici. Sper că nu v-am chinuit în seara asta. Uite deja O să vă pun două linkuri aici pe de o parte este un link de la af.ro care înseamnă Asociația Administratorilor de Fonduri din România și o să vedeți acolo o listă a fondurilor mutuale deschise disponibile. Puteți să le sortați, puteți să le verificați, aflați o grămadă de chestii despre ele. Da? Le punem acolo pe deoparte și vă mai pun un link de la finzoom.ro care la fel este un agregator de fonduri mutuale, de credite, de mai știu eu ce. Apropo, nu este reclamă, este resursă educațională. Da? Vreau să intrați acolo și să vă documentați, să vedeți ce fel de fonduri există, cum au performat. Nu vă uitați niciodată la ce au făcut în ultima lună sau ultimul an, că nu este relevant pentru un fond mutual. Da? Uitați-vă întotdeauna mai în urmă. Și iarăși, ca să învățați să le citiți, să știți cum se citește un fond mutual și cât de uh, diverse sunt ele, de aia le -și recomand că sunt bune pentru mai multă lume. Pentru oricine își poate găsi acolo, este ca un bufet suedez. Fiecare găsește, poate găsi un fond mutual pe gustul lui, pe profilul lui, pe emoțiile lui și așa mai departe. Care va să zică: fondurile se împartă în felul următor. În funcție de activele în care investesc, există fonduri mai uh, precaute, da? mai conservatoare, care investesc în obligațiuni, se mai numesc și bonds, da? asta înseamnă că investesc în titluri de stat sau obligațiuni corporative, risc micuț, randament micuț, da? Există fondurile pe acțiuni, care sunt mai dinamice, sunt mai agresive, investesc în acțiuni și în denumire veți găsi uh, equities de obicei. Mai există fondurile mixte, care investesc puțin în obligațiuni, puțin în acțiuni. Da? Și fondul o să vă spună cât, cât băgăm acolo, cât băgăm acolo, ca să vă dați seama de risc. Mai există fondurile monetare și toate sunt scalate pe această scară de la 1 la 7 în funcție de risc. 1 fiind riscul cel mai mic, 7 fiind riscul cel mai mare. După aceea, o să găsiți fonduri mutuale după valută. După active, vi le alegeți în funcție de profil, da? deci riscul, profilul vostru. După valută, veți găsi fonduri mutuale pe RON, pe euro și pe dolari. Iarăși, veți alege, recomandarea mea este să începeți cu valuta țării noastre, da? să începeți cu fondurile în RON. Dar dacă aveți mai multă încredere în euro, la început sau aveți venituri în euro din chirii sau mai știu de pe unde, da, deci dacă aveți și opțiunea de euro, puteți să vă uitați la euro sau la dolar. Sau dacă la un moment dat aveți resurse atât de multe, puteți să vă diversificați. Să aveți două fonduri mutuale pe acțiuni, unul pe RON, unul pe euro sau unul pe euro, unul pe dolari. În momentul ăla v-ați diversificat și valutar. Iar această denumire o veți găsi în titlul fondului. Deci fond, titlul fondului vă spune, Cine este administratorul, în ce bagă banii, în ce valută, da? toate informațiile le, le aveți acolo. De exemplu, ăsta pe care îl, îl am eu, la care am printat această fișă, se numește XX, administratorul fondului, Romanian Bonds. În ce credeți că investește? Da? Deci este Romanian Bonds RON. Este un fond administrat de XX. Investește în bonduri românești, da? deci în obligațiuni românești, în valuta RON. Și în momentul ăla ai înțeles foarte clar despre ce este fondul respectiv. Fondurile se mai împart și după zone geografice. Există fonduri care cumpără doar active din România, din Uniunea, din uh, zona euro, din America, din Asia da? și așa mai departe. La fel, în titlu veți găsi această denumire cumva. Poate scrie US Equities. Asta înseamnă că fondul respectiv investește în acțiuni americane sau eurobonds, înseamnă că investește în obligațiuni europene, poate Asian, nu știu ce companii sau America de Sud, mai știu. Ce. Deci vă spune zona pe care este expus fondul respectiv. Aici este preferința voastră și orientarea voastră. Dacă aveți mai multă încredere în SUA sau urmăriți, aveți mai multă bază în, nu știu, vreți să uh, v-ați făcut niște socoteli și ziceți, bă, cred că, am, cred că nu știu, China, companiile chinezești o să crească extraordinar, au foarte mare potențial. Atunci puteți să căutați un fond care investește în companii chinezești sau în zona de Asia sau mai știu eu ce. Da? Bun, după aceea fondurile se mai împart și pe piețe. Există piețele Emerging Markets, da? cum Doamne ajută, sper să devenim și noi în curând în septembrie, sau Developed Markets, asta înseamnă piețele foarte mari dezvoltate, Statele Unite, Marea Britanie și așa mai departe. Mai există o împărțire, uneori o clasificare după industrii și veți găsi fonduri mutuale care investesc pe nișe, să spun așa. Există în România, de exemplu, două fonduri de care știu eu, s-ar putea să fie mai multe, două fonduri mutuale care investesc în real estate. Da? Ele se mai numesc și reituri. Ce înseamnă asta? este declarația fondului că ei strâng bani de la sute mii de oameni și cu banii respectivi cumpără acțiuni în companii care sunt dezvoltatori de imobiliare sau în proprietari de mall de clădiri, de birouri și așa mai departe. Deci asta fac, este un fond de nișă pe imobiliare și dacă te pasionează imobiliarele, asta e o opțiune prin care poți să devii investitor în imobiliare cu 200 de lei pe lună, da? Până apuci să-ți cumperi tu garsoniera sau apartamentul sau ce -o mai vrei. Există fonduri mutuale focusate pe technologies. Asta înseamnă că ele strâng banii și cumpără doar acțiuni la companii din tehnologie, da? Facebook, Google, Amazon și așa mai departe. Există fonduri pe farma, există fonduri pe auto, pe industria auto sau pe finanțe bănci. Este declarația fondului, bă, noi asta facem. Acest fond, adună banii de la oameni și cu banii respectiv cumpărăm acțiuni doar la bănci, companii de asigurări și așa mai departe. Asta este un fond pe domeniul financiar. Recomandarea mea din nou este să începeți ușurel, să începeți pe valuta noastră, să începeți poate cu RON, dacă ăsta e salariu, dacă ăsta este zona voastră de confort și să începem cu ceva pe piața noastră care nu este deloc de neglijat. Piața din România a apărut un articol al lui Laurențiu Mihai, Zilele astea a apărut un, un articol la Laurențiu Mihai, vi-l recomand călduros, laurentiumihai.ro, care analiza evoluția bursei de la indicele lui BET, bursa românească, în ultimii 20 de ani. Știți care este randamentul indiceului BET în ultimii 20 de ani, incluzând dividendele? Randament anual mediu 21%. 21% este randamentul. Bursa românească este, în primul rând, că este o bursă tânără, care fluctuează destul de mult, dar este foarte generoasă cu, cu dividendele. Da, este una din, cred că anul trecut a dat cele mai mari randamente ale dividendelor din lume. Da? Deci, ca să înțelegeți că și pe aici se poate face treabă bunicică și sunt câteva companii interesante de, de urmărit pe acolo. Comisioanele, pentru că multă lume se împiedică de comisioanele fondurilor mutuale și promit că nu vă mai țin mai mult de 5 minute pe zona asta. Dar sunt destul de multe informații. Asta este un curs care la mine ține 3 ore. Am încercat să le concretizez în această seară. O să mai revin în seriile următoare sau la un moment dat pe măsură ce povestim despre asta. Deci! Comisioanele variază între 1,5 și 3,5, chiar 3,9 la anumite fonduri mutuale. Multă lume se sperie de asta, de comision. Comisionul depinde de cât de activ este managementul. Dacă este un fond mutual pe obligațiuni, adică tot ce are de făcut administratorul de fond este să cumpere titluri de stat ale guvernului României, atunci el nu are mare lucru de făcut. Da, Cumpără, primește banii, cumpără titluri de stat. E, e foarte simplu. Comisioanele sunt mici, 1,5-1,8. Dacă este un fond dinamic pe acțiuni, asta înseamnă multă analiză, înseamnă multă uh, activitate a managerului de fond. Și atunci comisioanele sunt mai mari, 2-2,5-3%, da, sunt ceva mai uh, mărișoare. Dar ce vreau să vă spun ca să uh, depășim această, acest hop este, în primul rând, comisioanele ce sunt de fapt? Cumpăr educația altcuiva mai bine pregătit decât mine. Până când învăț eu, dacă nu mă pricep, da? așa cum plătești comision la agentul imobiliar, așa cum plătești un medic, da? de ce plătești medicul? Uh, consultația medicală. Pentru că nu te pricep tu ce pastile să iei sau ce medicamente să iei. Da? Deci, comisionul este cumpărarea expertizei altcuiva, care asta face 8 ore sau 10 ore pe zi. Da? Mi se pare normal să fie plătit. Până când reușești tu să-ți faci propriul portofoliu și ai și banii disponibili ca să îți faci să replici uh, uh, indexul BET, să investești în cele 17 acțiuni, da? până atunci înveți de la altcineva și te ajută altcineva cu lucrurile astea. Dar mai vreau să vă spun un lucru. În primii 3-5 ani, aceste comisioane de 1,5%, 2%, 2,5% nu contează foarte mult. De ce? Oricum începeți cu sume micuțe. Dacă începeți cu 200 de lei pe lună, o să fie 2400 de lei în primul an. 2% la 2400 înseamnă 48 de lei. 48 de lei, dar ați pornit la drum, ați, ați început să faceți chestia asta. În al doilea an o să însemne probabil 100 de lei comision la un activ de 50 de milioane, de 5000 de lei. Da? Și din al treilea, al patrulea an, când avem mai multe resurse la dispoziție, da? în momentul ăla începem să optimizăm lucrurile. Dar credeți-mă ce vă spun, că multă lume se împiedică în 2% și ratează ani de zile și stă, mmm, nu e bun, 2% din cauza comisiunului hoți ăștia. Da? Nu sunt hoți, sunt oameni pregătiți care asta fac 8 ore pe, pe zi, administrează fondul respectiv. N-ai decât să faci tu chestia asta 8 ore pe zi pentru 50 de lei pe an. Ce părere ai? Bun. Care va să zic că nu vă împiedicați de comisioane în primele 3-5 ani, nu contează atât de mult. După aceea, pe termen lung, la nivel de 20, 30, 40 de ani, comisioanele înseamnă, se adună sume consistente. Dar în primul an, în primii 3-5 ani, dați-i drumul și lăsați-i în pace. Ca să încheiem, de ce, care sunt avantajele fondurilor mutuale și de ce le recomand, de ce le folosesc personal, nu recomand niciun, niciun fond mutual în, în particular, să zic așa, sau vreun administrator, făceți-vă temele, începeți cu cei cu care, pe care îi înțelegeți, cu care sunteți confortabil, aveți o relație, puteți să-i automatizați și așa mai departe și dați-le drumul. Sunt administrate profesionist de cineva mai educat și mai experimentat decât mine și sunt dispus să-i plătesc 50 de lei pe an pentru chestia asta. Putem începe cu sume mici, de obicei există la început anumite, de exemplu știu fonduri mutuale din România care suma minimă de investit este valoarea unei unități de fond. O unitate de fond la acele fonduri poate să coste și 11 lei sau 12 lei. Da? Deci efectiv ce vreau să vă spun este că oricine, copiii voștri pot să înceapă din bănuților, din pușculiță și cu siguranță puteți să o faceți și voi, să investească în zona asta. Puteți să începeți cu sume mici, cu 100 de lei. Alții au sume ceva mai mari, minim 200 de lei. Cele pe care sunt eu sunt cu 200 de lei per unitatea de fond, da? dar uh, puteți să începeți cu sume mici. Sunt lichide. Da? Uh, asta înseamnă că dacă ai nevoie de bani, în 72 de ore ai bani în cont. Le-ai vândut și ți-ai luat bănuții. 2 sau 3 sau 4 sau pe unde am ajuns spre deosebire de alte clase de active cum este un tablou o proprietate imobiliară un lingou de aur sau monede de aur sau ce vreți voi poți să le fracționezi adică ai nevoie de 3000 de euro să rezolvi ceva sau ai vreo oportunitate de 5000 de euro vinzi doar fonduri mutuale de 5000 de euro da? la imobiliare nu poți să vinzi doar sufrageria sau doar balconul și atunci ăsta este poate fi un alt avantaj sunt diversificate, adică e un număr mare de investitori care investesc într-un număr mare de active, da? deci ai diversificare, un criteriu extrem de important, mai ales pentru investitorul la început de drum, pot fi automatizate. Asta mi se pare o chestie absolut genială și aș invita toți brokerii care se adresează în zona asta de retail să caute soluții de automatizare pentru că oamenii nu au disciplina să investească lună de lună nu au pur și simplu profilul respectiv. Am avut discuții cu vreo doi brokeri în anii trecuți și am întrebat. Aș vrea să însetez automat lună de lună o sumă de bani să vă trimit. Stabilim de la început care unde se duce și vreau să se ducă automat. Uh, nu se poate. Trebuie să veniți să semnăm niște hârtii. Eu sper că putem să depășim momentul ăsta. Sau dacă știți voi de anumiți brokeri care au depășit momentul ăsta, vă invit călduros să comentați aici. Uh, deci pot fi automatizați. Asta e un avantaj... Uriaș, uriaș! Și poți fi ușor de urmărit în aplicațiile pe care deja le aveți de internet banking. Începeți cu un partener de echilibru în care oricum, ne, oricum vă țineți banii și vă faceți serviciile bancare de zi cu zi. În momentul în care vă adunați resurse. Da? Și experiență și educație și vă controlați emoțiile și ați trecut și peste zone cu roșu și ați văzut în portofoliu vostru și minus 5% și ați văzut și minus 10% și ați trecut peste. În momentul ăla, peste 3-4-5 ani începe optimizarea portofoliului de care o să vorbim cu altă, cu altă ocazie. Vă dau câteva exemple de randament cu o investiție de 200 de RON pe lună la un randament de 7% mediu anual, 7%. Care ar trebui să fie un randament absolut ok pentru fondurile pe acțiuni da? Un 7% pe termen lung Cam asta ar trebui să fie așteptarea voastră 7, 8, 9 Fondurile în care investesc eu pe ultimii Istoric vorbind așa Au peste 10% pe an Deci cu 200 de lei pe 7% În 20 de ani tu ai pus 48.000 de lei puteți să luați în euro sau puteți să transformați în ce vreți voi ca să fiți protejați la fluctuații valutare și la inflație. Dar în 20 de ani tu ai pus 48.000, în cont ai 104.000. Da, restul este dobândă, adică diferența este dobândă. 30 de ani tu ai pus 72.000, în cont ai 243.000, da? Foarte important asta, adică de 3 ori și jumătate în 30 de ani. Iar în 40 de ani tu ai contribuit cu 96 de mii, iar în cont ai 524 de mii ron. Asta înseamnă un randament, iarăși, foarte interesant, 5 uh, și ceva, uh, 500% în 40 de ani. Bun, iar dacă randamentul este la 10%, dacă vă las să faceți socoteala, plecați acasă. Deci este absolut incredibil. Dragilor, sunt multe de povestit despre investiții după cum vedeți, începeți ușurel ca să vă educați, să vă căliți emoțiile. Parte din educație puteți să o găsiți foarte ușor. Aveți o oportunitate extraordinară pe 28 și 27 și 28 iunie. v mai povesti despre asta. Money Days, un eveniment care adună 14 educatori și oameni de investiții și de educație financiară. O să vă pun linkul aici, puteți să intrați acolo să vedeți cine sunt speakerii. Sunt onorat și să fiu și eu unul dintre ele. Unul dintre ei, aveți aici linkul. În, în două, zile, practic, descoperiți 14 oameni care vă povestesc despre finanțe personale și despre investiții din mai mult, mai mult decât o, am putut să o fac eu în, în, seara asta. Care va să zic că nu mai avem timp de întrebări astăzi, dar o să mă uit la cele pe care le-ați scris, le scris voi acolo. A, mă întreabă Cătălin de declarația foarte importantă asta. Impozitul. Impozitul aferent, în primul rând că impozitul se plătește doar la randament, se plătește doar la dobânda câștigată, nu se plătește la toată valoarea fondurilor tale, la toată valoarea portofoliului. Da? Impozitul se plătește, este 10% și se plătește doar la cât ai câștigat. Dacă n-ai câștigat, Adică, dacă ai vândut în pierdere, nu ai nimic de plătit. Un alt lucru foarte important este declarația unică la ANAF și impozitul se plătește doar în momentul în care ai vândut. Deci, dacă tu cumperi timp de 20 de ani și n-ai vândut niciodată, nu ai de declarat nimic, n-ai de plătit niciun impozit. Declarația unică se face și se plătește impozitul doar în momentul în care vinzi unitățile tale de fond că m-a întrebat aici Cătălin așa se impozitează doar la vânzare deci practic doar în momentul în care tu ți-ai luat bani înapoi atunci statul evident vrea și el comisionul lui deci dacă vă, vă îngrijora cel 2% la, la administratorul de fond care are grijă de banii voștri există altcineva care vrea 10% doar pentru că bun dragilor Cam asta am povestit astăzi. Uite că s-a făcut ora. Am o surpriză pentru voi cu ocazia celei de-a 55-a ediției acestui live. Începând din seara asta avem un nou site. Este mai complet, este mai rapid. Veți găsi acolo articole. O să începem să punem acolo pentru că am foarte multe articole scrise și nu am, n -am apucat să le, să le urc pe site-ul în varianta veche intrați pe site-ul pe care vi l-am pus aici. Abonați-vă la site pentru că o să primiți live-urile, o să primiți articolele. Când o să pun acolo instrumente de calcul și am mai pregătit două instrumente pe care o să vreau să le pun în perioada următoare, o să le primiți și voi în mod automat. Punem acolo videourile, o să vedeți ce cursuri țin pentru copii, pentru adulți, vedeți produsele pentru copii, mapele de bani și așa mai departe. La fel mai lucrez la un produs nou pentru copii. Uh, intrați pe site și uh, jucați-vă, distrați -vă pe acolo, merge mult mai repede. Dragă Lucian, mersi de întrebare. În seara asta revin cu o recomandare pe care am mai făcut-o, dar pentru că am vorbit de fonduri mutuale, vă recomand că -l să citiți Tony Robbins, de Neclintit, în care el povestește cât de important este să-ți faci un portofoliu diversificat, da? vorbește din experiența discuțiilor pe care le-a avut cu o serie de, foarte, de investitori foarte mari, importanța unui investitor, unui portofoliu diversificat, cu o gândire pe termen lungă cu, uh, și investiții făcute să ți se potrivească, să zic așa. Da? Asta este invitația mea de, de lectură. Poate că ați citit-o, dacă nu vă recomand călduros. Este o esență mult mai ușor de digerat a unei cărți mult mai, mai grele Money Master The Game, banii stăpânește jocul tot al lui Tony Robbins, care a apărut acum vreo 3 ani. Asta este mult mai simplă, mult mai ușor de urmărit și mai limpede de, de citit. Într-un weekend puteți să o, să o terminați. Dragilor, s-a mai dus o săptămână, a 11-a săptămână de când ne vedem seara de seară. Dacă v-a plăcut ce am vorbit în seara asta, credeți că ajută pe cineva, dați mai departe, dați un like, dați un share. Luni este liber, vă las să vă odihniți. Vă las să vă plimbați un pic, să aveți vreme bună. Marți vorbim despre casă pe pământ sau apartament la bloc. Unde o fi mai bine? Am observat această discuție în ultima vreme. Mamă, toată lumea vrea casă pe pământ, de frica pandemiei, vrea gazon, vrea verdeață. Eu am stat și la bloc, am stat și la casă, 12 ani, am fost crescut la casă, 18 ani, până când am plecat la facultate am perspectiva din ambele puncte de vedere și o să vă dau câteva lucruri la care să fiți atenți pentru că e important să știi în ce te bagi și când iei o decizie financiară atât de importantă cum este locuița personală. Nu uitați de Money Days 27-28 iunie, cred sincer că e o ocazie de educație și de inspirație extraordinară, v-am pus acolo link și codul pentru discount. Dacă îl folosiți, să aveți un weekend plăcut, ne vedem marți la ora 20 până atunci, ca de obicei, fiți sănătoși și fiți prosperi.